undă verde pentru activități de recreere în aer liber la Fălticeni. Parcul de aventură Nada Florilor se redeschide pentru public începând din 23 mai. Autoritățile locale au anunțat că la aceeași dată vor fi deschise și cele două terenuri de tenis de câmp de la baza de agrement și cel aflat în apropierea sălii de sport Gabrielu Diștean. Începând de mâine deschidem parcul de aventură din cadrul zonei de agrement, din cadrul bazei de agrement Nada Florilor. Deocamdată doar parcul de aventură și cele două terenuri de tenis, atât terenul de tenis de zgură cât și terenul de tenis cu suprafață sintetică, sunt amândouă în zona bazei de agrement Nada Florilor. Le punem la dispoziția tuturor celor care vor să petreacă câteva zeci de minute în aer liber, în aer curat. Bineînțeles că ne-am luat toate măsurile de precauție, având în vedere pandemia de coronavirus, sunt o serie de reglementări aprobate și stipulate în hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență. Vor fi făcute dezinfecții periodic, sunt reglementări care vor trebui respectate, dar în esență redeschidem parcul de aventură. Cu cele 8 trasee așteptăm fălticenenii, așteptăm toți sucevenii să vină la Fălticeni pentru ca încet încet să intrăm într-o normalitate pe care ne-o dorim toți. Avem cele două terenuri de tenis care vor fi puse la dispoziția tuturor celor care doresc să facă mișcare. Avem parcul de aventură și ne dorim ca în cel mai scurt timp să deschidem și bazinele, măcar bazinele cel de afară, bazinele descoperite. Dar asta, bineînțeles, după ce ne vom corela cu reglementările naționale din acest punct de vedere, pentru că deocamdată nu putem deschide bazinele descoperite, cu atât mai puțin piscina acoperită, dar sperăm că în cel mai scurt timp să facem acest lucru. Una peste alta, haideți la Fălticeni în weekend, pentru că cred că această normalitate pe care ne dorim toți poate să înceapă și din zona parcului de aventură și din zona terenurilor de sport.